Bine ați venit la Stax TV pentru un episod special cu mașina mea și a lui Dragoș, adică fosta mea mașină care acum e la Dragoș și pregătiți-vă că în episodul ăsta vorbesc mult și îl și întrerup mult pentru că... Publicitate. Deci, dacă doriți să achiziționați o mașină, de exemplu cum e Dragoș, care aici în spate are mai multe mașini, e pasionat, puteți să verificați pe site-ul Car Vertical să știți ce cumpărați, să știți în ce vă băgați, cât de tare a fost lovită, cum a fost reparată, câți kilometri au fost dați înapoi și așa mai departe. Măcar să știi, repet, nu toate mașinile lovite sunt de aruncat. Sunt mașini care se lovesc și se repară cu piese originale, așa cum trebuie, la manual și totul e în regulă. Dacă accesați site-ul Car Vertical .com de pe linkul din descriere, aveți și un discount, că suntem în România și ne place cu discount. Îl invit pe Dragoș lângă mine ca să vorbim de partea din față și de părțile motorului modificate de Dragoș, care el reprezintă complet chip de la Iași, că aici e de la Iași, e el. Eu l-am cunoscut, a fost și pe București, am mai avut și un cadet cu numerele astea, am făcut tot felul de lucruri și din două am făcut una, că așa e la Opel. Nu știu dacă știți, dar așa e cu Opelurile. Sau cel puțin, n-are rost să facem gluma asta, că Opelurile pe vremea asta, când existau mașinile astea, făceau mașini mișto. Dragoș, bine ai venit la tine acasă. Cum ar veni aici, bine în sediu complet la mine acasă. Și ce vedeți voi, pe în spate mai sunt mașinile lui Dragoș de colecție, ca să zicem așa. Pasionat și a luat mai multe jucării. Avem și Regina Șoselelor, avem și Mercedes 124 și Peugeot cu tăbliță de VRC, adică omologare și așa mai departe, deci cu pedigree. Eclipsul din Fast and Furious a zis el că să nu scadă podeaua din dreapta, ai grijă. A viteză mai cad când te-ai Monica. Ieșit. Monica, da, așa? Era... Ce? Monica, ești nebun? Ar fi vrut el Monica, dar așa a ales mașina greșită. Așa, deci vorbim de cadet. De 86 ani de fabricație, ceva de genul ăsta, pe care eu l-am achiziționat într-o formă normală, cu un FS la număr, că așa era pe vremea aia, într-o ediție GSI de 130 de cai cu motor de 2 litri 2.0 SEC. Nu știam că există acest cod de motor. Nici eu până astăzi. Până astăzi nici tu nu știai, da, ăsta a fost motorul cu care a venit mașina 130 de cai. Acum ea are un motor de calibra turbo, pe care eu l-am luat din... Omologat. Omologat, mare atenție. Eu l-am luat din considerentul că pe vremea respectivă, când m-am hotărât să-mi vând Bertonele și să-mi iau o mașină în care să bag bani atunci când am, deci nu când trebuie, doar când am, nu aveam ce mașină să-mi iau cu un motor care să dezvolte puterea cadetului la niște bani convenabili, ca să zic așa. Și mi-aș fi luat Volkswagen, că lucram și la Porsche pe vremea și îmi plăcea și Volkswagenul, dar un 8 turbo era extrem de scump de luat și de pus pe o mașină veche și nu dețineam atât de mulți bani și am zis că mi-aleg Opel și uite, mi-am ales un cadet și cadetul și am zis lui băiatul ăla, băi, vezi, mașina asta o să fac tare de tot, înțelegi? Bine, să-mi trimis poze. E ca că i-am trimis, nu mai contează, nu mai știu omul. Știu de unde am luat-o, știu și acum unde era blocul, unde am luat-o. Și na, asta e mașina după două vopsiri. Și cât am mai făcut eu pe la ea, cu niște greșeli pe care le-am făcut, că na, le știu, dar vorbim de ele pe parcurs. Și să vă zic așa, deci de partea de exterior eu m-am ocupat, are o prelungire, nu mai știu exact, e dintr-un kit cu pragurile și prelungirea spate, nu mai știu exact cum se numeau. Am luat și fantele astea de aer care veneau aici în locul proiectoarelor pentru a ghida aerul către frâne, n-am făcut asta niciodată. Bara mai tăiat-o, i-am pus intercooler, radiatorul ăsta de ulei e al lui Dragoș, eu nu eram atât de motorsport pe vremea respectivă, adică aveam stage 1 la soft, nu eram atât de modificat, nici măcar blocant n-aveam. Mașina o făcusem pentru mine, pentru sufletul meu, că asta le povesteam oamenilor, că toți mă invitau pe la curse, hai să ne dăm, hai să facem, hai să dregem. Am o cursă cu un Clio Sport, cu NOS, pe YouTube, m-a bătut ăla la Băneasa, din toate pozițiile nu puteam să plec. Deci m-a bătut de două ori cu aderență pe roată și pe praf. Vechea problemă. Nu, m-a bătut rău și zic, bă, postul, acum am mai bătut de două ori, da? Bun. Hai, mă, să ne dăm o dată de mers, te rog eu să te arunc de pe stradă, înțelegi? Revanșa. A, nu, că mi s-a încins mașina. Zic, a, e Renault, păi da, aia s-a încins. În sfârșit, nu mai contează, mașina nu a fost de curse, nu am vrut să demonstrez niciodată nimănui nimic cu mașina asta, adică nu, asta era scopul ei în viață.
a fost pentru mine și pentru sufletul meu să arate așa cum trebuie, cum vreau eu. Am avut probleme cu frânele. Frânele când le-am luat, că asta discutam de frâne, când am luat calibra turbo, am luat motorul și am luat și fuzetele de pe față, că am zis să trec la 15 zoane, nu mai știu motivul. Motivul cred că au fost doar frânele, nu nevoia de jante în 15 zoane, pentru că jantele le-am luat noi, niște RH-uri turbo. În sfârșit, nu mai contează. Și pentru discurile din spate, nu găseam o variantă de 15 zoane să se potrivească pe puntea de cadet. Și am găsit de Vectra B Caravan, le-am luat, le-am pus, au fost și perforate odată, pe spate și pe față, aveam discuri perforate, și pe... ceva rar de tot, înțelegi? Rar, rău de tot, doar că mașina neavând ABS, în momentul în care frânam, bloca mai întâi spatele. Haos total cu mașina de mers, dar a mers niște ani așa, după aia vorbim să hai să-i punem ABS ca să reglăm problema asta, i-am pus ABS, mergea ABS-ul vreo 5 minute din momentul în care porneai motorul, după aia dădea fail, în momentul în care mergea, frâna corect, stătea pe stradă. După niște ani am ajuns la concluzia că avem altă planetară pe dreapta cu mai multe caneluri decât pe stânga și de-aia nu mergea ABS-ul. Am rezolvat-o și am rezolvat problema asta cu stabilitatea. Ți-am zis, viteza maximă a fost vreo 248 pe GPS pe telefon, mai am poza pe undeva pe Facebook. Nu, o singură dată am trăit experiența asta și nu aș vrea să mai trăiesc niciodată în mașina asta. E clar că mașinile astea care nu au fost gândite să meargă cu vitezele astea Și nici cu puterile astea fac urât rău de tot. Mașina a fost cu motorul de Calibra, cu tot cu cutia în 6 trepte și vreau să amintesc de cutia în 6 trepte că ea dacă e în a 3-a, în a 4-a, în a 5-a sau în a 6-a, trage la fel. Nu știe problema, dar hai să vorbim de motor, că eu am vorbit mult și vreau să-l las și pe Dragoș, că e și el dulce la... Nu mai știu să-l deschid. Gata. Așa, e și el dulce la voce. Să zică el de motor, ce a făcut el aici. La partea de motor e relativ simplu. Blocul motor a rămas cel de pe mașina, da? Cosworth, că sunt două tipuri. Ok, chiloasa Cosworth. Da, scuze. Da. Injectoare de Astra HOPC 470cc, regulator de benzină stock, intercooler frontal. Nu e stock, e roșu. Da. blow-off de la Bayliss. Da, ăsta l-am căutat eu mult pe net. Așa. În motor, pistoanele sunt stock, bielele sunt forjate cu zineța CL. Arborele cred că este altul față de momentul în care am la mașina la tine. Posibil, nu știu. Ambreiajul a rămas cel stock de calibra turbo. Incredibil. În cutie, diferențial coaife. Da, n-aveam. Bux și Powerflex. Pe toată partea din față și electronică făcută de mine la acel moment fără emulator. Asta este chip-tuning clasic. Prin păi da, are două chipuri. Am făcut, nu știu, 10, 12, 15 variante de soft, s-au rupt clamele de la calculator. Acum avem emulator, se poate face în timp real, dar nu mai e cazul că mașina e deja setată. Da, rezultat final pe turbină stock, ok, cu wastegate-ul un pic ranforsat, poate se poate filma. 315 cai putere. Wastegate-ul nou? Da, cu vreo 500 Nm. Și am mai pus un arc pe el. Doamne, cât m-am chinuit aici să reglez bănuțul ăsta, să fac, să dreg. M-am chinuit. Bujii Bosch F5 DP0R. Bravo! Alea sunt mai reci. Doamne, le-am luat pe sub mână de la Renato. F5 DP0R, da? Singurele bujii care merg cu electronica asta. Asta știu de la Andrei, de la vechiul proprietar. Da. Da, povestea legată de mașină a fost că eu am avut-o și la un moment dat, într-o cursă, culmea, pe autostradă, s-a rupt pinionul care ține rola de la vibrochet. Pana. S-a rupt pana, știi? Și s-a rupt distribuția, cum ar veni. Au lovit supapele în capul pistonului, am dus mașina la un prieten să o repare, am reparat-o, am făcut chiuloasa, am nu știu ce, am ieșit cu mașina, băi, facem poze să o vindem. Bun, stăteam la semafor și auzeam, zic, care-i cu picamărul aici, mă? Care ești, mă? Care-i spargi, mă? Eu, mă, care sunt, mă, uite aici, știi? Și am încercat așa un pic, știi? Și când am încercat un pic, am zic, ai, salut, Ilie Baubau, sunt eu, Daniel, șeful la Opel. Bă, m-a scos cu bertonele, el m-a scos cu debit metru, să-i dea Dumnezeu sănătate. Talentul lui, nu e nimic de luat, ce e al lui, e al lui. Și sun și zic, uite, așa, mi-a căzut ghidul în capul pistonului. Da, e boala lor. Bă, cum? Adică, cum? Da, nu știu ce să zic. Bă, zic, au făcut aia ceva greșit, care mi-au făcut chiuloasa. Bine, n-am rezolvat nimic. Ăla care mi-a făcut chiuloasa stă pe stradă cu mine. Bă, frate,
Mi-a căzut chiulasa, pistol, chiar așa. Duc din nou chiulasa la mecanic, bă, fă așa, ia pistol, ia un piston de la Yuga. Dă, bă, un piston, am eu un piston, dă-mi un piston. Pun pistonul, segmenți noi, tădădăm, tădădăm. Trebuia să merg să iau mașina. Eram cu Doru, nu știu pe unde, eram pe la autostrada Soarelui, ăsta în otopeni, era ceva de mers cam o oră, știi? Bă, zic, ce fac, mă, vin? Da, vino că e gata, am pornit-o, o lasă să se încălzească, tot, să tot, termostatul, să nu știu ce. Bine, frate, să-ți iei, nu mai știu, să-ți iei ceva, nu mai știu, trebuia să iau ceva, știi? Să-ți iei că n-ai, nu știu, bine, așa, ba, m-am dus, mă sună. Bă, nu, mai veni, mă, că bate la loc. Băi, cum adică bate la loc? Să mă... A, mă, bate, nu. Bă, frate, eu n-am greșit cu nimic. Adică am plătit, odată. Odată am plătit. Dar a doua oară nu mai pot să plătesc. Că nu-i vina mea. Adică puteam eu să fac ceva greșit? Nu. Păi atunci, hai să facem în felul următor, hai să desfacem motorul, să vedem cine-i de vină. Că eu repet, eu nu mai pot să plătesc a doua oară reparația motorului. Hai să desfacem, să vedem. Dacă e de la băieții cu chiulasa, mă duc la ei, fac scandal, bă, dați-mi banii, faceți ceva, cu tare, cu tare. Dacă e de la tine, repară, măsule, ca așa. Și după aia n-am mai desfăcut-o, ai venit-o, ai luat-o, care Dragoș, eu pun mașina de vânzare pe net. Eu nu știam, repet, că el a avut cadetul lui Andrei. Cel negru, pe care poate îl pune Marius aici, dă-i o poză să vedeți cum arăta cadetul negru. Când era la Andrei, era Jeepers Creepers, era spaima autostrăzii, ca să zic așa. Pe care l-a luat Dragoș de la Andrei, cadetul, și i-a dat o față. Adică ce a putut el să facă din să mașina zice, aia, care bă, arăta decent. Bă, arăta decent. Okay. Nu era, adică eu știu de la ce ai plecat, și la, adică arăta decent. Și așa m-am prietenit cu Dragoș. Cu pasiunea noastră, cadeții turbo, știi? Aveam noi doi cadeți turbo. Dragoș, care la un moment dat a plecat din București la Iași. În perioada când avea cadetul gri. După care, nu știu, n-am mai ținut legătura și cadetul l-ai vândut, probabil? L-am vândut în perioada în care era problemă la transcrierea mașinilor de pe vechiul proprietar pe nou proprietar. Că cu se taxă? Plătea taxă retroactiv. Deci mașinile, dacă n-avuseseră taxă plătită vreodată, plătită vreodată, chiar dacă se făcea tranzacție. E, și atunci am vândut cadetul unui bun amic, lui Marius, de la Botoșani. Okay. Mașina a rămas pe numele meu. Că așa era procedura, da. Înțelegere. E, da. În momentul în care m-a luat pe mine nostalgia copilăriei și am început să mă uit după vechile mașini, am sunat. Unde e cadetul? Păi la mine. Ce mai e? Caroseria și motorul. Perfect. Alo, Dani. Da, mașina. Asta a fost discuția, el m-a sunat și mi-a zis, bă, uite așa, ce are mașina? Bă, zic, nu știu ce are mașina. S-a rupt spana de la așa, așa, l-a reparat de două ori, nu merge, bate motorul. Asta e mașina, zic, uite așa, așa, cât vrei, 4500, bine, vorbim, nu știu ce. O iau dacă pot face recarosare, da. Pentru că cadetul lui Yuga, fiind el primul om care a pus motorul în România de calibra pe cadet, a reușit să-și facă și actele la rar, că... Pe vremea aia, taxa de asta de test dinamic era mai ieftină. Și a făcut atunci, am vorbit cu Andrei, a făcut un întreg memoriu, o chestie destul de complicată pe care ăia l-au aprobat și mașina a rămas cu C20 LED omologată în act. Nu putea să facă ceva ce era ilegal. N-avea cum, trebuia să aibă niște hârtii în spate. În vechiul act, mașina fusese C20N de 115 cai. Da. Saltul de la 115 la 204 depășea marja aia de 40%. Da. Iar el a făcut prima dată salt de la 115 la 150 la SFI. Da. Și apoi de la SFI la LED. Am avut și o discuție de asta cu un inginer la un moment dat. Că și mi-a zis... Eu țin minte, actele vechi avea 3 coloane carte de identitate. Pe ultima era trecut LED. Deci avea un salt, zice, la motorul respectiv. Am vorbit o dată cu un inginer care îmi zice, puneți SFI și după aia spui LED și ți-l fac. Exact. Ai, mă, gogure, cine dă ăsta jos să pun? Ăla a făcut-o. Da. No. Și mașina avea actele, ceea ce era foarte important, cu motorul omologat și așa mai departe. Și Dragoș a zis, bă, uite, dacă rezolv cu actele și reușesc, așa îți cumpăr mașina. Da, acum a zis, mă, nici nu mă așteptam, ești nebun, zic, vând eu cadetul cu motor. Cât a trecut? A trecut mult? Vorbim mult, nu? E mult? E prea mult? 15 minute. E ok. Da, și eu nu mă așteptam, sincer, la momentul respectiv, nu mă așteptam să văd mașina asta. Cuiva. Adică era greu să cred că cineva va veni să cumpere o mașină cu un motor stricat. Mașina era cochetă și era singura șansă de a reîncarna caroseria aia. Da, dar eu asta spun. Dacă nu o luai tu, mașina asta nu o lua nimeni. Posibil, adică
sau dacă o lua, o lua pe bani mai puțin, sau adică eu din punctul meu de vedere am avut noroc cu tine atunci. Și nu știu dacă îi vedea cineva destinația asta, că nu. În felul ăsta a rămas relativ vie, da, s-a păstrat. Știu, istoria, legenda. Da. Deci de asta zic, eu am avut noroc cu Dragoș, Dragoș a avut noroc cu mine, ca să zic așa. Noi amândoi am avut noroc cu Iuga, care ne-a pus și în legătură și el a făcut prima mașină, pe care a avut totuși așa și de-aia îi poartă numele, ca să zic așa, pe număr. Și Dragoș, asta a fost treaba cea mai tare, că Dragoș înainte de cadet a avut o Silvia S14. Neagră. Neagră, cu roți albe, cu care se dădea la drift. Și eu... Cea mai frumoasă mașină din campionatul național de drift a României. Corect. Inclusiv cu subwoofer. Și eu mă uitam la Dragoș pe Facebook și zic, uite-l pe ăsta, bă, și-a luat Silvia, bă, ce mi-aș lua și eu Silvia, bă, și... Însă știam, dar cadetul, nu știu, ce-ai făcut cu Silvia? Ce-ai făcut cu Silvia, zic, ai venit să-i ca, ce-ai făcut? A, zic, am dat-o. A, zic, bă, eu vreau să-mi iau o Silvia. A, păi, dacă îmi ziceai tu, nu deam pe cadet. Băi, băiatule, zic, cum așa ceva, zic, ești? În sfârșit, motorul acum dezvoltă... 315 cai. 315 cai, cum oare dai noi aici? Adică ce, nu e... 500 Nm, chiar am, eu îi fac health check în fiecare an. Dacă mai face, totul și okay. Sunt acolo cai. Totul am înțeles. Okay. Bun, și ai luat și prindere de radiator, să știi. Astea albastre, eu n-aveam. Custom? Ah, ok, da, eu aveam altceva, nu. Erau, parcă erau unele de plastic, nu mai știu exact. Ceva de genul. Bun, Marius, pe unde vrei să mergem pe lateralul mașinii? Pe care parte? Pe asta a șoferului sau? Bun, aveam jantele astea care aveau la un moment dat niște embleme de Porsche pe ele, că așa văzusem la Vortărzei și m-au acuzat toți prietenii mei că ce, domnule, ce jante sunt astea? Vedeți că sunt pe Porsche, ele sunt niște RH-uri, cap, dar același model îl folosește și Porsche. Deci, lateralul este aproape stoc, am căutat geamurile astea care se deschid. Dinăuntru. Nu pot să cred! Dinăuntru? Nu, bă, cum ai făcut? Nu, la mine n-avea piedica aia. La mine le deschideam de afară, era mai simplu, în sfârșit. Bun. Da, deci am luat geamurile astea tip butterfly sau nu știu cum vreți voi să le spuneți. Jantele care au primit buze noi, comandate din Germania, când la noi nu știau că băieții că se pot comanda buze de-astea care să vină și cu protecție de... poli și așa mai departe. Am făcut eu un calcul cu buzele. Da, mă, de-astea îmi trebuie de 2, nu mai știu de cât erau. Cert e că în momentul în care am pus buzele pe jante, ieșeau mai mult decât îmi doream eu. Iar aripile astea le-am făcut de 25.000 de 73 de ori, că tot loveau, se crăpau, mai taie, mai fă, mai umflă, mai dă cu chici și așa mai departe. Pragurile astea sunt o mare dezamăgire a mea, că băieții alea au montat un pic cam prost, adică au un unghi băgat în interior, trebuia să iasă mai în afară. Am vrut să le scot, am renunțat a doua oară când am vopsit mașina. Ăsta, rezervorul ăsta mi-a plăcut că este un rezervor racing, ieftin, dar s-a potrivit foarte bine pe bușonul cadetului, zici că e de acolo. Bara care are prelungirea spate, rest bara e stoc. Stopurile, am dat 250 de euro pe niște stopuri. Smoke. La un moment dat am avut niște stopuri Lexus Style, că alea se găseau, Lexus Style, la care m-am dus și ne-am pus LED-uri. Am găsit un băiat care mi-a luat 200 de euro pe vremea respectivă să-mi pună LED-uri pe frână, pe semnal, pe dalea. Mamă, zic, ce erau oribile. Înțelegi? Dar aveam LED. Și pe alea am găsit pe astea, care mi s-au părut așa, Hella Magic Colors pentru cadet. Mi-am zis, bă, mișto. Cu mult timp după aia le-am comandat pe astea. Aveam o tobă Japan Style, că eram cu Japan Style, dar Dragoș a schimbat, el merge mai mult pe stoc, dar este fosta tobă de pe cadetul Uga. De pe cadetul Uga negru. Portbagajul clean, eleronul este de GSI. Original, teile, nu am nicio așa, m-a stupat antena, aici mai avea niște șine de portbagaj, unde puteai să pui portbagaj, cam atâta kit am pus. Deci cam atâta kit în toată șina asta, deci de asta nu-mi explic cum de nu se trage kitul aici pe plafon, dar, da, mult kit și ăsta portbagajul plin, că așa era moda pe vremea respectivă, să ai... Shaved, știi? Mă bucur că n-am renunțat și la mânere, că era o vreme în care toți renunțau la mânere. Și mă bucur că n-am făcut asta. Suspensia, nu mai știu ce suspensie e pe mașină. Pe spate este suspensia de la tine, da, pe față sunt amortizoare conii cu alte arcuri. Alea le-am schimbat, nu mai știu ce arcuri sunt. Pe spate e suspensia, da. Cred că sunt FK-uri pentru că sunt MOV arcurile. Și nu, arcurile sunt... Ori KV, arcurile, ori FK. Arcurile sunt custom, sunt minus 110. Pe spate, adică... În momentul în care o ridici pe elevator... Arcurile cad. Da, pentru că nu reușeam să fac un fitment, știi? Adică vreau mai jos de spate și nu există arc. Și atunci l-am găsit pe un nene,
care își pringuia arcuri. Le băga la cuptor și vreau cu 3 cm mai puțin. 3 cm? Face și noi acum, știi? Și arcurile sunt comprimate, știi? Le-a încălzit, le-a făcut și stătea mașina mai bine. Dar arcuia așa, la mișto acolo, la cadet. Am avut mai multe arcuri, nu mai știu să spun arcurile dacă sunt ce sunt. Suspensia... Mă, e ok, nu ating roțile, deci roțile nu ating în... Da, sunt de acord cu tine, dar... Probabil doar încărcate, dar așa... Sau cu ponii. Ponii trecau pe dreapta, scoteam... Luam așa, din buza asta, luam bucăți. Da. De metal, știi? Că, na. Nu. Da. Cam asta e treaba cu exteriorul mașinii și cu ce am făcut eu. Roll cage-ul e de la Vickers, bancheta e îmbrăcată în textil și tot... Plafonul și parasolare și toate astea, când am dus atunci să refac electrica la Renato, băieții care mi-au făcut toată partea de electrică și a motorului și a mașinii, am desfăcut plafonul, zic, hai să vă, roll cage-ul prima dată l-am pus negru. Bă, mai stau să vopsesc roll cage-ul. După aia zic, bă, îmi pare rău, îmi fac și eu roșu. Asta a fost vopsit? Roll cage-ul? Da. Da. I-am zis că așa e original. Nu, nu, nu. Arată foarte ok. A venit negru mat, că era mai ieftin decât roșu. Am înțeles. Și eu l-am pus așa la mea și după aia l-am vopsit când am dat tot interiorul jos să-mi facă electrica și atunci am făcut și astea negre, plafonul și toate alea, că i-am dus plasticele astea lunea, Vasile, Costel, Costică, știe toată lumea, ieftin, București, s-a dus, Dumnezeu să-l ierte, și am dus astea și mi-am luat ceva, nimic. Și a fost gata în 2 zile, știi? Și zic, mamă, am dat peste Dumnezeu. Eu după ce am stat cu fețele de uși, 250 de euro, țiganul mincinos, 6 luni, da? Și mi-a făcut ăsta pe, nu știu, 10 euro. În 2 zile. Zic, plafonul, ia și plafonul, ia și alea, ia, fă tot, știi? I-a zis că-l bat, că sar gardul, că nu mai spunea nici la telefon, știi? Dar mi le-a făcut și la un preț foarte bun. Și am refăcut și interiorul atunci, și aveam și toate beculețele și toate alea, și mergeau și aeroterma și ta 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 ta. Și în rest am făcut de două ori că mi s-a pus mie pata, că pe vremea aia sufeream de toate brizbrizurile astea, că am acolo, că mi-a sărit vopseaua acolo, că mi-a făcut și am mai vopseaua. Am luat mașina de șlefuit și am pus-o pe ea așa, că altfel nu vopseam niciodată, știi? Și m-am dus la un eveniment de-al meu, la Paladin, m-am pus așa, șlefuită, știi? Și am zis că altfel nu mai vopsesc niciodată, știi? Și am vopsit-o a doua oară, nu pot să spun că m-a dat pe spate, dar da. E culoarea de bertone originală. Adică s-a păstrat. Da, da. Cât timp a trecut în garaj, mă. Ok. Nu știu cât timp am avut-o eu. Nu, dar cât timp a trecut de atunci? Oh. Ani. 10 ani să fie? Cred că sunt 10 ani. Da. De când e la tine. Dar asta mai în garaj. Vezi tu? Okay. Dacă o țineai afară sau așa, sigur posibil. Nu se păstra la fel de bine, știi? Posibil. Eu fac eu cum ar veni. Da, măi, mașina ta, mă. Da, mă. Da. Bine, las că vorbim după aia de softuri. Da. Bun, ăsta e interiorul, eu aveam volan de sport, adică, da, ăsta e un turbo, poți să-ți fac cadou ăsta cu 6 neapărat. Da, n-am găsit. Da, caut eu, nu se poate. Nu am găsit. Trebuie să fie cu 6, că e pe care Dumnezeu. Bordul l-am schimbat, sunt două modele, ia pune-i contactul. Păi știu, există, da. Există turometru rotund, da, corect, da, și există ăla cu vârf. Așa, da? Eu apăr la cu vârf. Asta e, dar ăsta este bordul de la vechiul cadet, pe care eu l-am dat la zero. Samsari. 3227, probabil, da, da, și l-am dat la zero din momentul în care da. Am reconstruit. Deci a făcut 3227 de kilometri. Da, eu aveam ăla care cobora. Funcționează, funcționează tot. Și voltaj, și presiunea asta, presiunea de ulei, tot, complet. Vitezometru, ca să funcționeze, îți trebuie un cititor. Așa. De Opel, nu mai știu, era un Opel, ceva automat. Ce automat, doar ăla, că eu am mers mult, mi-a arătat 30 și aveam 100. Am înțeles. Adică, nu? Și l-am schimbat pe ăla. Astea sunt făcute de ceasul mine. Ceasul e de pe vremea da. Când a fost la tine. Da. Ceasul de boost. Ăsta e de boost. Eu n-aveam aici nimic. Aveam ceasul. Da, ceasul digital al lui, care la fel nu mi-a arătat nimic. N-aveam boost controller. Asta este de la HKS. Cum era, aveam, cred. Da. Nu mai știu. Astea și-a boostit. Am pierdut căpăcelul ăsta. Deci a fost căpăcelul ăsta. Fețele de uși, tot astea sunt făcute. Volanul era altul, scaunele erau altele, erau unele niște joburi care când puneam frână în spătarul pe mine, mă bătea, bătea pe spate. Dar centurile erau mișto, că erau pretensionare alea, știi? Din spate, știi? Era o centură HAM care îți dădea voie, nu era fixă, știi? Dacă te trăgeai încet, îți dădea voie. Doar dacă primea șoc, știi, se bloca. Ce-am făcut? Mai important. Da, în rest, interiorul... A? E ca și cum ar avea un milion de dotări. Păi n-are un milion de dotări. Ce dracu are, na, ventilație, vorba aia, farul de ceață n-avem, că nu mai avem.
ventilație, uite, asta e închisă, gura asta. Pe aici bagă rece tot timpul. Da. Cald bagă doar pe aici. Da. Așa, dar făcea cald mașina, nu era... Și acum. Da? Și vara. Și vara, da, bravo, da, tot timpul. Inclusiv, și vara. Da, tot timpul da, face cald, nevoie. Ea nu știe. Ea face cald și pe frig. Face cald, da, și asta spune, uite, s-a rupt ăsta de aici, aș vrea să găsesc unul, îmi dau lui Dragoș, o prindere de aici. Da, de la vara solar. Mai sunt lucruri de care are nevoie mașina. Și asta zic, dacă mai aveți cadeți, scrieți-ne că eu vreau să-l ajut. Nu, nu aveam astea eu. A, da, stai, am eu aveam de piele și oglinzile normale, deci avem și reglaj. Da. Manual, că nu e, adică fiind mașina mică, vorba aia, știi, o iei în brață. Știi? Așa, rulchești, macheta în spate, e chiar țiplă în spate, adică poți să și stai un pic acolo între rulchești și așa. Da, foarte mișto mașina, mă bucur că am văzut-o, de-abia aștept să mergem cu ea. Unde cu ea? Să ne dăm, mă, că... Dăm, mă. Da, mă, da, pleci tu, pleci tu. Hai, mă, hai. Când ajungi în a treia, mă suni, hai, mă, și da, venim și noi. Hai. Stai liniște, linii aici, unde să mă dau aici? Crezi că eu cu rabă de asta, de pasat, rabă? Zic, mașina aici, ce geante am, prostule? Ești prost? Hei! Stai că închid geamul ăsta. Stai că... Manual. Nu manual, așa sunt astea. Care merg. Astea sunt astea care merg forever. Nu se strică niciodată. Ce motor are ăsta? Ceva de 200 de cai, nu știu, 190 de cai, ceva, o chestie, 4x4.
batem, bă, încărcat în toate pozițiile, stai să bate de pe treaptă pe acolo, pe lângă Marius. Și stai cu botul în camera lui, așa cum îmi zice. Mai în față, ok? Mi-am căutat Renault-ul meu 5. Da, și? Atunci când o luasem cu nostalgia la cadetul și am zis, băi, hai să le iau. L-am găsit la Brașov la cineva, dar arăta deplorabil și vroia și foarte mulți bani pe el. Nu era problema neapărat de bani, cât de faptul că era în ultimul pas. N-am mai trecuse prin câteva mâini. Dar mi-aș lua oricând, mi-aș lua un Renault 5 GT. Da, mie mașina mi se pare așa. Oricând. O glumiță, știi? Da, da. E o glumiță pentru mașina. Vremea, pentru vremea aia era performantă, era, da. Era om. Acum nu mai face acum nimic. Acum nu mai este nimic, nu, așa de nostalgic. Știi? Știi ce mașină mergea interesant, dar din păcate am avut probleme iarăși. M-am lovit de toți dobitocii care fac piese în țara asta. Punto-ul la GT Turbo, la 1.4 Turbo, făcea 285 de cai. Băi, băiatule! 1.4 să mă... Băi, tani! Cum așa putea? Băi, mergea ca ce tani. Presiune mergea? 2 bar. Băi, mergea. Da? N-au ținut motoarele și la un moment dat... Păi cum să ține, mă, 1.4, 280 de cai? Nu, am pus niște injectoare, am luat un băiat și... care de OPC, de 470, de nu faci. N-aveam ce faci, ne-am pus pe rapă. Noi, în cutie. Da. Erau fake. Nici el n-a știut, e prietenea mea. Erau fake. Da, știu. Și sunt multe de-astea un incredibil. Am mi-a topit permanent, îmi topea un sufragan într-o la un cilindru. Și când mi-am dat seama ce problemă este, deja o făcuse ca să nu mai știu ce o fac stop. Da. Pare atât de rău, nu mai am energie să mai fac încă o dată cum a fost acum. Băi, dar mergea, am Garrett GTX 2860. Mergea mașina într-un mare fel. Eu mă duceam cu 130 de cai, după aia mă mai duceam și cu ea așa, dar rar nu era. Îmi luasem un Passat, un 900 de Ikel și aia era mașina de zi de zi. Și mergeam cu ea, nu înțeleg cum mergeam cu frânele. Cu frânele alea, când trebuia să pun frână și vedeam că pleacă spatele și luam piciorul după frână și puneam iar, adică aia nu înțelegeam cum am putut să merg. Am mers niște ani cu mașina așa, cu frânele. Și... în rest, am mers cu frică cu ea, adică n-am mers retard, adică tot timpul mi-a fost frică de ea, știi? N-am mers, da mă lasă că fii atent, acum mai trag eu, știi? Cu frică, tras așa ponderat, pe linie dreaptă blană, în curbe mai ușor. Păi de aici, teoretic, putem să-i tragem, adică nu-i panică, tu poți să-i tragi, dar mă trage, e greu să